Neagrindi, mai spart azi cu ședință ordinară. Numai așa a ținut-o Grindeanu în dimineața asta. E o ședință ordinară, am avut o ședință ordinară. Gata, am înțeles, ai vrut să o jignești, să o faci de râs. Și ca să nu credeți voi ăștia de la PSD că suntem așa naivi, ciocoflenderi, cum poate și imaginează unii, e clar că vă grăbiți, mă. E ceva care arde cu grațierea asta. E o urgență mare, vă roade pe voi. Hai, hai, nu mai suciți atâta, că așa e. A doua ședință de guvern și voi, pac, ne spuneți că aseară ați terminat proiectul de ordonanță de urgență cu grațierea și pe ăla cu modificările codului penal. E o grabă. Să ne înțelegem, e bine că se fac modificări la codul penal pentru clarificarea unor termeni. E ok că veniți cu o grațiere, dar... Hai, tati, să le dezbatem, să ne uităm și noi pe ele, să vedem și noi ce vreți să ne faceți, nu? Că la alegeri n-a fost vorba așa: bă, uite, voi ne votați și ne lăsați apoi să facem ce vrem noi. Ia, nea Florică de la Justiție. Aceste două acte normative au fost finalizate ieri, au fost trimise spre consultare, repet, spre consultare, CSM în altă curte, parchet general, iar cel de-al doilea act normativ vizează hotărârile Curții Constituționale, care stabilește pentru anumite fapte să fie mai bine precizat. Au fost transmise tuturor celor interesați. Știți, domnul Grindeanu, domnul ăstălalt de la Justiție, avem așa impresia că tragem de voi. Bă, să nu faceți aia, mă, să nu dați ailaltă. Da, iar voi ieșiți și ziceți: a, nici vorbă, sunteți nebuni, am trimis proiect la CSM. Și de ce n-ați spus de ieri asta? Deci, băieți, azi o să terminăm modificările și proiectul de grațiere, de mâine vor fi puse în dezbatere publică. Serios, de ce n-ați zis de ieri sau de când v-ați apucat de ele? Alo, poporul, vedeți că peste o săptămână punem în dezbatere chestiile astea. Oare de ce? A fost o întrebare a domnului președinte dacă se află aceste proiecte pe ordinea de zi. L-am asigurat că nu se află aceste proiecte pe ordinea de zi. Adică, nea Sorine, e pe ideea: bine, mă, și de ce l-ați mai pus pe omul ăsta pe drum? Până a scos elefanții din graj, până i-a înhămat, vremea nasoală, trafic. Aveți talentul ăsta să ne faceți tot pe noi nebuni. Ce aveți, mă, nu dădeam nicio ordonanță. Da, 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 o aveați acolo. Eu o aveam, dar n-o dădeam. Sunteți voi paranoici și isterici. Ne scoateți nebuni, ne internați și după aia ne luați banii? Cam așa, nu? Bun planul. Pe de altă parte, e foarte tare cum își fac unii vânt cu coada, că dacă nu erau ei să-l trimit acolo pe Iohannis, se prăbușea România azi, auzi? Nu, mă, eram în stradă, era bine. Hai, las-o așa, Grindi, fugi în Statele Unite, te așteaptă Dragnea la aeroport. Lasă, vorbim când te întorci, dacă te mai întorci, premier.